Salut, camarazi, bună dimineața la toată lumea. Astăzi e marți, cred că e vreo 22-23 mai. În câteva zile sper să fiu la mare. Am intrat să vă salut cu drag, să vă urez o zi frumoasă, luminoasă, chiar dacă după amiază o să plouă puțin. Ploaia e belșug, e bunăstare, e viață, știți? Așa, ați așa că mai sunt un pic răcit. Așa, ce să vă zic, am dormit binișor și mai mult. Aseară n-am mai făcut live, vreau să mă duc la îngerul meu păzitor, dar el a fost la doctor, a venit târziu, așa că am renunțat, am reprogramat, mă duc diseară să gătesc o tocăniță acolo și cu o bucățică de ied, așa trebuie să-mi iau dormărar, restul am de toate, legume, nu știu ce, o să bag o tocăniță. După aia o să dorm acolo și facem live în jur de 8:30, facem un live la meserie, din boxa cu lei acolo și din Coloseum. Așa? Nu mai mă plâng de nimic, am perspective frumoase. Am fost la o biserică unde odată pe săptămână se dă pâinică, mi-am luat o intermediară. Bine, nu mai e intermediara din copilăria mea, dar e moca, 500 de grame, mănânc 2 zile. Mi-am luat niște sare, că nu prea aveam, un pachetel de unt de la Olympus, da, de la Olympus, pachetel de unt, și o sticluță de apă de la Azuga, știți? Vorba aia, nu mor cai când vor câini și nici câini când vor stăpâni. Deci după ce vă fac video ăsta, am o perspectivă de pâine intermediară cu margarină, cu unt, cu unt și cu sare și... Suntem pe clasa economică, știi, pe chipzuială, înțelegeți că asta e, suntem în criză, în plină criză mondială. Ăștia au bubuit în țara vecină și prietenă și acum o să ne vină și niște particule de alea de uraniu ca să mâncăm pe pâine, știi, că nebune ăștia se joacă cu viața noastră, așa? Probabil că iar îmi taie YouTube-ul macaroana, știi? Că au luat o razna și ăștia trebuie să-i dăm în judecată că ne bagă pumnul în gură ca să vorbim ce vor ei, știi? Noi vrem să vorbim ce vrem noi, nu ce vor ei, știi? Așa, sper că sunteți bine, sănătoși. Ce să vă zic, sper că și ai voștri cei dragi sunt bine, copiii voștri și toată lumea. Eu vă urez din toată inima multă sănătate, o zi frumoasă, însorită. Și dacă vine ploaia, rămâneți optimiști, că ploaia e viață, știți? Așa, numai să nu vină de la butoane, de la Văcar sau de la Rusnaș, că atunci e mai complicat. Așa, ce să vă zic, o să vă fac un clip puțin mai târziu despre sfârșitul lumii. Așa, cum a fost anunțat și în Biblie, și la Maia, și la alții. Deci, camarazi, vă doresc tot binele din lume, multă sănătate, o zi însorită, luminoasă, cu succese, cu bunăstare, să fiți pioși, să fiți creștini, să fiți români, să fiți încrezători, viața e mai tare decât orice. Și noi suntem mai tari decât toți nebunii de pe planetă. Noroc că nebunii sunt puțini și noi suntem mulți. Hai că vă pup cu drag, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!